Scandal monstru pe litoral azi noapte din cauza unei note de plată. Turiștii s-au luat la bătaie cu angajații unui local, au fost urlete, rafturi dărâmate, o ploaie de lovituri chiar în centrul stațiunii Eforie Nord. Bătaia a degenerat și s-a mutat în stradă, o tânără a fost rănită. Bă, ce dreaută? Mamă, să-mi ba... Zeci de turiști erau la acea oră în centrul stațiunii. Mulți dintre ei s-au trezit martori fără să vrea. Au dărâmat astea pe aici, au spart tot în varză. Nu știu, bă, unii pe aici. În jurul orei 23 și 25 de minute, polițiștii din cadrul biroului de poliție al stațiunii Eforie au fost sesizați prin apel unic de urgență despre existența unei altercații. Totul a pornit în momentul în care ospătarii au dus nota de plată la masă. Ceva i-a nemulțumit tare pe clienți. Am înțeles că au fost la o altă terasă undeva, unde nu și-au plătit consumația și după ei au alergat... respectivii de la terasă au încercat să tragă de respectivii, să-i ducă înapoi, să-și plătească notele de plață. Trei ambulanțe au ajuns rapid la locul altercației. Tânăra rănită la mână a fost dusă la spital, dar nu a fost nevoie de internare. Polițiștii încearcă acum să stabilească cum s-a întâmplat totul.